Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este luni și voi face predicțiile pentru toată săptămâna pentru dragoste, pentru că pe această săptămână doar strict pentru dragoste nu am făcut predicțiile și așadar vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante care sunt aici cu inimioarele, pentru că vorbim despre dragoste, am pregătit aceste inimioare, deci roșu, roz și verde, inimioare roșie, inimioare roz și inimioare verde, gândindu-vă la dragoste pentru această săptămână, la ce vă doriți voi în dragoste la această săptămână, alegeți-vă varianta bazându-vă, bineînțeles, pe intuiția voastră și puneți-vă o întrebare dacă doriți un anumit răspuns, dacă nu, gândiți-vă la modul general ce ar putea să vă aducă această săptămână în dragoste și alegeți-vă varianta și să vedem, eu am pregătit aici trei pachete de cărți, oracolul îngerilor dragostei, inimii, oracolul, e un oracol special pentru că cuprinde atât cărți mixt între sau să zicem așa, înțelepciunea cărților de tarot, a runelor și a I-King-ului. Iar aici am oracolul porților, care este la fel, un mixt de mai multe seturi de tarot. Da. Și voi extrage din fiecare pachet câte o carte care să ne vorbească despre vibrația generală, să spunem așa, a acestei săptămâni în dragoste. Ok, și pentru început voi face predicția pentru persoanele care și-au ales varianta inimioarei roșii. Și voi extrage o carte din tarotul inimii, îngerilor inimii, da? Care vorbește doar de dragoste. Și apoi din celelalte pachete. Sunt cărți mai mari și sunt destul de dificil de amestecat, dar eu o să le amestec bine. Oricum, energiile voastre vor atrage cartea potrivită, sau să spunem așa, eu mă conectez la energiile voastre și voi extrage cartea cea mai potrivită care să se potrivească energiilor voastre, gândurilor voastre, da? Să răspundă la întrebările voastre. Așadar, să vedem, pentru inimioara roșie, da? Să vedem acum și pentru oracolul care am spus este un mix de înțelepciune a tarotului, a runelor și a I-King-ului. Și la fel voi extrage o singură carte. Și voi extrage și din oracolul porților, care și acesta este un mix de mai multe seturi de tarot, deci înțelepciunea mai multor seturi de tarot. Okay. Să vedem. Deci, în această săptămână, pentru persoanele care și-au ales varianta inimioarei roșii, mi-a ieșit așa, inima, să chemați sufletul pereche. Și aici că vântul stă să schimbe direcția, iar aici mi-a ieșit poarta focului. Ceea ce îmi spune că în această săptămână vibrația voastră, voi aveți, vă doriți foarte mult, poate mulți dintre voi, o relație cu sufletul pereche, ca să spunem așa. Pentru că mi-a ieșit aici, cheamă sufletul tău pereche și îmi spune că rugăciunile voastre de afirmație și vizualizare vor face în așa fel încât să vă întâlniți în această săptămână sufletul pereche. Așadar, voi, cei care v-ați ales varianta inimioarei roșii, tot ce aveți de făcut în această săptămână este să vă rugați ca să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche. Fie deja îl cunoașteți,
Fie îl veți întâlni până acum, dacă nu v-ați întâlnit. Dacă sunteți într-o relație separată de persoana pe care voi o iubiți și ea este sufletul pereche, prin aceste rugăciuni veți reuși să-l revedeți. Dacă nu este acesta și e un alt suflet pereche pe care voi îl aveți de fapt pentru voi, atunci acesta își va face apariția, posibil în această săptămână, da? Pentru că spun aici îngerii inimii că rugăciunile voastre și afirmațiile, intenția voastră de a vă întâlni cu sufletul pereche și vizualizând, practic, relația cum vă doriți cu sufletul pereche, va face în așa fel încât voi să vă întâlniți sufletul pereche, da? Este foarte posibil că cu această persoană deja voi v-ați cunoscut în trecut, da? Sau în alte vieți, da? Și ați făcut. Și în această viață vă veți întâlni, pentru că sunteți destinați, dacă nu ați terminat încă lecție de învățat, că practic cine se aseamănă se adună. Deci asta este practic explicația cărții. Pentru a doua carte aici vine și spune că vântul se schimbă, deci lucrurile se vor schimba la voi. Cifra 12 poate are vreo importanță, poate să fie o oră, da, o dată, o cifră, dar deja 12 aici a trecut, deci poate să fie o oră 12, spre exemplu, ora prânzului sau miezul nopții, sau poate să fie un numărul 12 rândul la cinema, spre exemplu, nu știu, poate să fie o cifră care are importanță pentru voi. Ceea ce vreau să spună că în această săptămână lucrurile se vor schimba pentru voi, deci dacă ați fost singur, foarte posibil în această săptămână să v-am zis să vă întâlniți sufletul pereche. Dacă v-ați certat, și e posibil să vă împăcați, pentru că lucrurile stau în schimbare, într-o continuă schimbare. Este poate că sunteți poate într-o fază în care nu aveți un partener și lucrurile acum și voi vă doriți, practic, să ați început sau ați avut o perioadă în care nu v-ați mai dorit un partener și în această săptămână este foarte posibil să simțiți așa o puternică, un puternic sentiment de a avea și voi pe cineva. Da? Să vă doriți să aveți pe cineva, să cunoașteți pe cineva, să vă îndrăgostiți din nou, spre exemplu. Da? Sau e posibil ca unul dintre voi să fi plecat, deci v-ați rămas singur, v-a părăsit, a schimbat lucrurile. Dar acum lucrurile se vor schimba, se va răzgândi, spre exemplu. Ceva se va întâmpla în această săptămână, cu siguranță. Deci trebuie să aveți răbdare, pentru că după ploaie vine și soare, da? Deci se va curăța toată această perioadă de negativitate care a fost în viața voastră și va trece, pentru că aveți aici proba de foc, poarta de foc. Deci voi practic mai aveți o probă de trecut, proba acestei săptămâni, da? Trebuie să treceți și de această probă, pentru că mi-a ieșit poarta focului, ceea ce îmi spune că sunteți supuși unor probe. Este foarte posibil să fie vorba despre o persoană foarte pasională, care poate se enervează repede, spre exemplu. Deci, în această săptămână va fi o schimbare, cu siguranță, în relațiile voastre. Da? Deci, chemați-vă sufletul pereche, gândiți-vă la el, vizualizați-l și v-am spus, dacă îl cunoașteți deja, pentru că, sau dacă o cunoașteți, mă rog, sufletul pereche, o femeie sau bărbat, da? Vizualizați-vă pe această persoană, gândiți-vă, rugați-vă ca să o întâlniți, să se reîntoarcă, să fie, dacă e sufletul vostru pereche și așa se vor întâmpla lucrurile. Dacă nu, rugați-vă să-l cunoașteți pe acela care este sufletul vostru pereche, pe acea persoană, da? Pentru că în această săptămână veți trece peste această, vor fi schimbări, da? Deci este o săptămână plină de pasiune, de energie, de dragoste chiar, da? Pentru majoritatea, da? Deci puteți trăi această săptămână sunteți supuși la niște probe, trebuie să treceți aceste probe de foc, ca să spunem așa, focul pasiunii, da? Să știți cum să nu vă ardă și nici să ardeți pe ceilalți, da? Deci trebuie să știți cum să-l echilibrați, să-l reglați, da? Dar ce este foarte posibil că în această săptămână să vă îndrăgostiți poate pe neașteptate.
Poate și acest lucru să se întâmple, da? Pentru că se schimbă direcția, da? La voi. Cam asta este ce pot să spun pentru cei care și-au ales varianta, varianta inimioarei roșii. Haideți să vedem și pentru persoanele care și-au ales varianta inimioarei roșii. Cum va fi această săptămână, 14-20 și 20 octombrie? Să vedem dacă vor avea bucurie, reușită în dragoste, dacă... Ce se întâmplă cu aceștia, da? Cu aceste persoane în dragoste în săptămâna 14-20 octombrie, da? Să vedem la ce se pot aștepta, ce eveniment în dragoste îi așteaptă. Ok. Pentru inimioara roz, da? Aici îmi spune că mi-a ieșit încrederea, aici mi-a ieșit fericirea și aici mi-a ieșit poarta lunii. Ceea ce îmi spune că voi trebuie să aveți încredere, să aveți încredere în voi, să aveți încredere în dragoste, să aveți încredere în persoana pe care o iubiți, pentru că vă așteaptă fericirea, fericire, deci fericire de două ori fericire, da? Și aici mi-a ieșit poarta lunii, ceea ce vorbește despre o femeie care poate să devină soție, mamă, da? Deci o persoană care poate să exprimă feminitatea în această săptămână. Deci aveți încredere în voi, aveți încredere în partener, aveți încredere în dragoste, că puterea dragostei vă poate ajuta. Deci fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-o relație, voi trebuie să credeți în dragoste, da? Deci trebuie să credeți în sentimentele voastre, în puterea dragostei, pentru că numai în felul acesta, deci dacă sunteți vibrație de dragoste, în felul acesta reușiți să atrageți dragostea și să manifeste dragostea practic în viața voastră, da? Deci nu vă îndoiți de dragoste, nu vă îndoiți că acolo unde sunt sentimente adevărate, dragostea se termină, da? Deci acolo unde se termină dragostea, sentimentele nu sunt adevărate, da? Deci practic îngerii v-au răspuns cu această carte vouă în care vi se cere să aveți, încredere că totul va merge așa cum trebuie. Nu trebuie să aveți teamă de situația pe care trăiți, nu trebuie să faceți dramă din situația în care sunteți, nu trebuie să vă lăsați pradă negativității, trebuie practic să lăsați preocupările deoparte și să vă lăsați relația, dragostea, sentimentele în mâinile îngerilor, să zic așa, da? Pentru că ei vă vor ghida ce trebuie să faceți mai departe, pentru că, vedeți, aici îmi vine următoarea carte care îmi vorbește despre fericire, fericire. Ceea ce îmi spune că veți trăi niște momente deosebite în dragoste voi, da? Deci sentimentele voastre se vor renova, se vor reînnoi, spre exemplu, da? Deci apariția acestei cărți, practic, vă spune că veți avea foarte multă bucurie în dragoste, foarte multe satisfacții și că trebuie să trăiți clipa, prezentul, da? Deci să nu vă mai gândiți la faceți drame, să vă faceți tot felul de filme mentale și mai știu ce. Trebuie să aveți încredere și atât și să trăiți momentul, clipa, da? Deci să nu vă mai preocupați cum va fi, ce va fi bine, nu va fi bine, dar să aveți sau nu aveți. Trăiți-vă clipa, trăiți momentul, fiți recunoscători pentru ceea ce vă oferă pe moment, pentru că o relație, o dragoste se construiește cu fiecare clipă trăită în mod fericit. Altfel, fiecare clipă trăită, pierdută și trăită în mod negativ, practic, erodează o relație. Da? Deci încercați să vedeți partea bună a unei relații și să trăiți acele momente frumoase în relație. Da? Să vă bucurați de clipele acelea, fără să vă lăsați pradă negativității, să faceți drame, să vă certați. Da? Deci încercați să aveți mai multă, să vă comportați ca o femeie înțeleaptă, pentru că mi-a ieșit aici următoarea carte care îmi vorbește despre poarta lunii, ceea ce îmi spune că
Trebuie să vă comportați ca o femeie înțeleaptă, o femeie care e educată, o femeie cu foarte multă feminitate, o femeie care știe să-și folosească farmecele ei personale, ca să zicem așa, și să se manifeste cu dragoste, ca o soție, ca o mamă, ca o iubită, ca o amantă, ca o prietenă, ca o soră, toată într-una, ca să zic așa, da? Pentru că reprezintă femeia în toate formele sale. Aici v-am zis, fericirea, practic, este, voi fiți, simțiți fericirea în inima voastră, sentiment, dacă iubiți, simțiți acea iubire. Da, și atunci, dacă iubiți, simțim fericirea în inima voastră, pentru că iubirea este fericire, nu este altceva, da? Deci, dacă aveți alt sentiment în inima voastră, durere, regret, atunci nu e iubirea. Pentru că iubirea este doar fericire. Iubirea vă dă doar sentimente de bucurie, de fericire, de exuberanță, da? Deci trăiți momentul, da? Deci dacă voi simțiți altceva în inima voastră, înseamnă că nu este iubirea. Deci nu faceți drame, da? Deci încercați să gândiți pozitiv, trăiți-vă clipa, trăiți clipele acelea, sentimentele acelea de dragoste. Pentru că restul ce puțin altceva, dacă simțiți altceva, acela este altceva. Este egoism, invidie, gelozie, dar nu dragoste, da? Deci dragostea este doar fericire, fericire și fericire. Și așadar trăiți momentele cu fericire, 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 pentru că voi manifestând fericire, manifestând bucurie, manifestând iubire, aceasta atrageți în viața voastră, da? Este ca, pentru că fericirea atrage altă fericire, da? Deci este ca și cum mierea atrage albinele, ca să zic așa, da? Și aici am în sus va ieși poarta lunii, care îmi vorbește despre femeie înțeleaptă, o femeie care trebuie să-și manifeste feminitatea și ea vă ajută practic să vă împliniți dorințele, destinul. Este o femeie importantă, o femeie care trebuie să vă manifestați sentimentele de iubire, de fericire, da? Practic, această carte îmi vorbește, în dragoste, îmi vorbește că trebuie să puneți pe primul plan feminitatea voastră, da? Pentru ca să puteți să aveți reușită, da? Deci trebuie să vă manifestați să vă manifestați voi personalitatea, dar în sensul bun al cuvântului, da? Trebuie să Această carte, practic, venită la voi, vorbește că trebuie să vă bazați poate pe instincte, pentru că voi aveți o foarte bună intuiție, un instinct foarte bun, da? Această carte este foarte favorabilă. Deci, vouă va ieși aici, în toată etalarea va ieși o etalare foarte favorabilă, pentru că poate să indice faptul că, mai ales pentru bărbați, spre exemplu, poate să indice că voi ați întâlnit femeia vieții voastre. Iar dacă sunteți femei, v-am spus, trebuie să vă manifestați cu dragoste, cu încredere, să manifestați încredere pentru ca să puteți primi încredere. Manifestați-vă dragoste, cu dragoste ca să primiți dragoste. Manifestați-vă fericire ca fericire să primiți și așa mai departe. Că ceea ce manifestați, aceea primiți, da? Aici mi-apare o poveste de dragoste solidă, da? O poveste de dragoste solidă care este bazată pe aceleași valori. Aveți aceleași valori în această relație, da? Deci aveți foarte multe puncte în comune voi aici, da? Deci este o situație de suflete pereche, ca să spunem așa, da? Persoane cu care puteți face o familie, pentru că aici mi-apare aici foarte importantă, este soție, mamă, iar aici la fel, încredere, deci încredere între parteneri care creează o unire fericită, ferice, 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 da? Cam asta e și pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roz. Deci aveți o săptămână foarte frumoasă în dragoste, da? Deci vă puteți întâlni dragostea dacă nu ați întâlnit-o încă. Iar pentru cei care sunteți într-o relație, da? Deci voi trăiți-vă clipa, care sunteți singuri și place o persoană, trăiți-vă clipa. Pentru că relațiile se clădesc pe încredere și pe clipele trăite în prezent, nu în imaginație și nu prin regrete. Se spune o vorbă, spune că după ce vei plecăm de pe această lume, pe lumea cealaltă, nu vei fi întrebat ce păcate ai făcut. Vei fi întrebat ce puteai să faci și n-ai făcut. Și vei fi pedepsit pentru ceea ce ți era permis să faci și n-ai făcut.
Așa. Haideți să vedem. Cum va fi pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei verzi, să vedem și pentru persoanele care și-au ales și pentru al doilea set de cărți, să vedem care va fi cartea pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei verzi. La ce se pot aștepta? Să vedem ce săptămână vor avea în dragoste. Voi foarte curând, deci dacă v-ați gândit la o anumită întrebare, aici am să răspunsul încă este că foarte curând, mai îmi spune aici că este mesajul într-o sticlă. Deci o sticlă, primiți mesaje, veți primi răspunsul. Foarte curând, e posibil, îmi spune aici să decideți foarte, foarte bine ceea ce vreți, pentru că aceste lucruri se vor întâmpla. Se vor întâmpla, veți primi vești, dar totuși trebuie să fiți atenți pentru că aveți aici poarta iadului, deci fii atent ce-ți dorești că ți se împlinește. Aveți grijă ce fel de dorință aveți, pe cine doriți în viața voastră, pentru că voi aveți în această săptămână șansa să manifestați ceea ce vă doriți și dacă nu este persoana potrivită, vă va face viața un iad, pentru că aici sau există persoane care se opun, poate să fie și o astfel de situație. Deci foarte curând voi veți primi răspunsul la întrebarea voastră. Vă veți întâlni cu persoana, vă puteți împăca cu ea, deci foarte curând lucrurile se vor manifesta în viața voastră. Sau veți cunoaște o altă persoană, da, cu care să aveți o relație de dragoste. Deci dragostea în viața voastră în această săptămână veți primi răspuns. Dacă v-ați avut în minte o anumită întrebare pentru care doreați un răspuns în această săptămână, îmi spune că foarte curând veți primi răspunsul respectiv. Decideți voi, trebuie să decideți foarte lucid ceea ce doriți, pentru că așa se vor și întâmpla în această săptămână lucrurile. Mai aveți această carte care îmi vorbește despre mesaje, mesajul într-o sticlă, da? Deci voi deja ați lansat poate de mai mult timp dorința asta voastră, poate e o dorință care o aveți de mai mult timp și ea acum îmi spune că stă să în sfârșit să se manifeste, să vină veștea pe care o așteptați. Da? Poate unele dintre voi chiar să rămână însărcinate, pentru că mi-a apărut aici o barză care stă pe sticluța asta. Da? Deci pentru unele dintre voi, chiar dacă v-ați aștepta să faceți un copil cu partenerul, foarte posibil să vină și acest lucru, că este o sarcină, da? Este foarte posibil. Deci aici îmi spune că da, deci lucrurile se întâmplă așa cum vi le doriți voi. Pentru că vă puteți aștepta că primiți poate vești pozitive sau primiți ajutor din partea cuiva. Practic, voi vă aliniați destinului vostru, da? Deci, vă întâlniți poate destinul, să spunem și acest lucru. Vă veți cunoaște persoana care vă e destinată. Bărbatul vieții voastre, spre exemplu, da? Cu siguranță trebuie să fiți atenți totuși la ceea ce nu este spus, la ceea ce nu s-a spus. Sau a rămas ceva nespus între voi și partener, spre exemplu, și atunci în această săptămână acest lucru va apărea, veți afla. Dar totuși aici aveți poarta iadului, ceea ce îmi spune că totuși este o situație care în acest moment voi sunteți foarte neliniștiți, foarte stresați. Va fi o săptămână în care, să zicem așa, se dă un verdict. Da? Deci ori albă, ori neagră, ori va fi, ori veți fi, ori nu veți fi cu această persoană, ori vă împăcați, ori vă despărțiți. Se va conclude, să zicem așa, o perioadă prin care ați trecut de singurătate sau de certuri sau de despărțire, da? De se va termina aceasta. Dar poate că aveți și o senzație de nu mai știți încotro să vă luați. Sunteți ca o sticluță care mergeți pe valurile mării și nu știți unde să vă duceți, la cine, care este persoana sufletului vostru, care este, poate aveți mai multe persoane care, spre exemplu, vă curtează și nu știți care dintre ele este cea mai potrivită pentru voi. Poate să fie și o astfel de situație, da? Pentru că sunteți așa în derivă, oarecum. Aceasta este
Dar este foarte posibil că pentru voi acum stați să începeți o nouă etapă în viața voastră. Totuși trebuie să fiți atenți la anturaj. Da? Deci voi fiți atenți puțin la ambientul sau ambientul în care sunteți, pentru că există totuși o situație de pericol. Da? Deci foarte curând vi se poate îndeplini dorința, vă întâlniți cu persoana la care vă gândiți sau cum veți cunoaște o persoană cu care să aveți o relație, veți avea multe noutăți, mesaje, dar totuși aveți aici o situație de avertisment. Da? Orică se va încheia un capitol în viața voastră și începeți un altul, dar poate se termină perioada urâtă. Sper că acest lucru să fie, să se termine ceea ce a fost mai rău și să nu înceapă altceva mai... Da? Pentru că, din punctul de vedere al dragostei, aici îmi spune că va fi o schimbare foarte, poate chiar o schimbare dură. Poate să întâmple și acest lucru, da? Deci foarte curând, pentru unii dintre voi este posibil ca foarte curând poate să aflați că partenerul vostru foarte curând are pe altcineva, da? Deci voi vă gândiți la el, îl doriți, dar el poate să vă foarte curând să-și facă simțite prezenta și să vă spună eu am pe altcineva. Sau nu este... veți fi cu această persoană, dar vă va face, v-am spus, probleme, da? Pentru că totuși aici mi apare această situație de pericol, da? Deci trebuie să fiți totuși pentru că se poate întâmpla să fie o schimbare foarte rapidă, foarte bruscă, da? Ceva care să vă dea peste cap. Poate să fie și o astfel de situație, să vă îndrăgostiți pe neașteptate, da? Putem să pune și acest lucru și vă dă peste cap această situație, da? Deci vă debusolează, pentru că sunteți obișnuiți să controlați situațiile, să fiți stăpâni pe voi și dintr-o dată vă simțiți că vă fuge că vă arde ca focul, să zicem așa. Poate să vă ardă focul geloziei. V-am spus că e posibil să aflați poate că și partenerul așa găsit pe altcineva. Există poate și o astfel de posibilitate, dar mai degrabă țin să cred că această persoană într-un fel sau altul își va face simțită prezentă în această săptămână, vor fi în acest sens veștile, da? Noutățile. Cam asta e tot și pentru cei care și-au ales varianta inimioarei verzi. Sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări, au răspuns aceste predicții la ceea ce v-ați gândit voi, la ce așteptați voi de la această săptămână în dragoste. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Rețineți că acestea sunt doar niște predicții generale, da? Deci luați din aceste predicții doar ceea ce considerați că vă ajută și că vă îmbunătățește viața de zi cu zi, în special în dragoste, pentru că despre această temă a fost vorba, și acolo unde vă regăsiți, da? Deci nu le luați chiar personal aceste predicții, pentru că nu sunt destinate unei anume persoane. Am văzut, din păcate, că mai sunt persoane care încă nu înțeleg când văd niște predicții generale. Vin și spun, păi dar nu e așa, pentru că trebuie să înțelegeți că există posibilitatea ca nu toate persoanele să regăsească 100%. Eu mi-aș dori ca toate persoanele să le pot da predicțiile perfect 100% tuturor, dar sunt conștientă că și eu și sper că și voi că este imposibil într-o etalare generală să poți să cuprinzi un număr foarte, foarte mare de persoane care noi suntem ca și persoane, fiecare cu propriul nostru caracter și cu propriile noastre vieți și cu propriile noastre povești. Deci n-au cum să semene o poveste una cu alta, iar eu în timpul pe care îl dedic unei predicții nu am suficient timp și nici nu este intenția mea să stau acum pentru fiecare carte câte 5.000 de zile, să stau pentru 5.000 de persoane să explic care e situația prin care ar putea trece sau, da, deci eu vorbesc în linii mari, ceea ce ar putea să se întâmple și acolo fiecare și ia părticica care îi se potrivește, da? Și dacă nu vi se potrivește, înseamnă că mesajul acesta pentru această predicție nu v-a fost dedicat, da? Reveniți în altă zi dacă vă doriți predicțiile să le urmăriți, reveniți pe o altă predicție, că poate o altă predicție vi se potrivește, da? Pentru că aici predicția e în funcție de energiile cu care interacționați și voi și eu cu voi în același timp, da? Și energiile se amestecă și energiile care au nevoie într-adevăr de această predicție vor veni către această predicție să se regăsească în ea.
Așadar, încheiind, vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre frumoase. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți, să-mi lăsați feedback-urile voastre și mesajele voastre, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o după-amiază plăcută și o săptămână 14-20 octombrie excelentă din toate punctele de vedere, dar mai ales în dragoste, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!